Cei mai buni participanți la concursul de teatru desfășurat la Câmpina au fost premiați, după ce juriul a studiat cu atenție elementele esențiale ale fragmentelor și rolurile celor mici, a venit vremea să primească aplauzele. Omul Caracciale i-a fermecat adesea pe celizul său, Octavian Bogan Otacu. Cine a avut noroc să-l asculte pe Caracciale vorbind un sfert de ceas, n-are să uite niciodată cea mai strălucitoare icoană a inteligenței omenești din câte am întâlnit pe drum. N-a fost minte să stăpânească cu mai multă siguranță cuvântul, să-l frământe și să-l chinuiască cu mai multă putere. La ciclul primar, premiul întâi a fost obținut de trupa Pinocchio de la Școala Generală Bogdan Petricei cu HD-ul. La ciclul gimnazial, premiul întâi l-a luat trupa Talia de la Școala Centrală și la liceu, primul loc a fost ocupat de trupa Dreams Team de la Grup Școlar Energetic. S-au premiat și cea mai bună interpretare feminină și cel mai bun monolog. Când îl cauți, e în fața televizorului. Înainte de când era lumea mai milostivă, mai miloasă. De... S-a stricat treaba. S-a stricat rău de tot. Păi dacă au ajuns unii trecători să mă invidieze pe mine. Bine, vorbesc de-a care bogați au fost bogați. Premiul al doilea pentru monolog nu se acordă. Premiul al treilea Liliana Pădeanu de la Școala Alexandru Ioan Cuza pentru monologul Veta. Concursul a fost organizat de Biblioteca Municipală în colaborare cu Casa de Cultură Geobogza. Finanțarea acestuia a fost asigurată de Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpina. A venit să mă evacueze un confrate de ăsta mai bunet așa, de ăștia cu textul lor clasic. Helene, ajutați-mă și pe mâna, că mi-au murit 5 copii, 3 de miți și 2 de chifte. Cu mine nu ține. Doamne, ce s-a înrăit lumea!